Ce faceți, fetelor? Construim un turn. Și cât de mare vreți să-l faceți? Nu mai putem să-l facem mai mare, deoarece nu mai avem piese. Nu mai aveți piese? Nu. Dar vreți să aveți? Da! Pentru aceasta trebuie să participați într-o provocare. Ce provocare? Și o să aveți foarte, foarte multe piese. Vreți? Da! Deci, fetelor, dacă vreți să aveți mai multe piese din astea, eu am pregătit pentru voi o provocare cu multe mega pop sticks. Și în fiecare pachetel de acesta sunt câte două piese. Scopul provocării noastre este de a acumula mai multe piese care nu se dublează. Deci, poate niciuna dublură. Păi da. Deci, așa. Voi extrageți câte un mega popsticks, îl desfaceți la întâmplare, dar pe rând. Una Betty, una Laura. Adică nu la rând. Nu, adică pe rând voi extrageți, dar le extrageți pe care le vreți voi din mulțimea aceasta. Adică nu așa, 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 da. Așa. Adică întâmplător, cum da. Vrei, pe care o vrei, pe aia o alegi și desfaci. Apoi, în cazul în care ți mirește o dublură, dublura o dai deoparte. Adică o pui așa, mi-o dai mie, dublurile mi le dați mie. Și la urmă o să vedem cine o să aibă mai multe piese unice, acea din voi va câștiga. Și și-a tot turnul. Nu, o să-și construiască turnul ei mare, da? Ăsta va fi la amândouă. Da, ăsta va fi deja la amândouă, deoarece erau ale voastre împreună, da? Da, noi le-am construit împreună. Da. Hai acum, cine începe? Nu știu. Hai tu. Bine, eu aleg pe asta. Hai deodată deschidem. Hai. Evident că din prima nu o să avem dublură. Nu. Dar păi n-ai cu ce cumpăra. Am văzut piesele Laurei. Hai acum tu, Betty. Aceasta. Deci la Betty sunt cu personaje din desene animate. Hai, Laura, tu. Una s-a repetat ca la Betty, dar asta nu se pune? Nu, nu se pune, deoarece fiecare dintre voi are dreptul să aibă una din asta. Bine, hai. Aceasta. Sunt dubluri? Nu. Nu sunt. La Betty este o mașinuță și încă un personaj din desene animate. Sunt foarte drăguțe. Hai, Laura, să vedem ce noroc vei avea tu. Cred că am prima dublură. Da! O dublură. Asta e dublura. Laura are prima dublură. Eu luăm. Da. Hai. Hai, Betty. Sper să nu fie dublură. Păi vedem. Vi le puneți așa pe, într-un rând. Hai. O, e ca la Laura. Ca la Laura nu se socoate, deoarece tu și n-ai avut. Și măstrulețul pe care mi-l doream, din și Elsa. Și măstrulețul, da, super. Din Frozen. Da? Uh-huh. Bine. Eu am ales deja următorul, Mega Popsticks, și mă uit. Wow! Ai, ce sunt de frumoase! Și nu s-au repetat! Nu s-au repetat, eu nici nu mă gândim că ele sunt atât de drăguțe. Și atât de diferite. Și atât eu de știu variate. Că sunt atât de drăguțe. Da? Da. Prima dublură! Oh. Și după cum vedeți, Betty are prima dublură și i s-a nimerit dublură aia pe care o vroia ea, da, monstrulețul? Da, vroiam prea tare. Vroiai prea tare și deja ai o dublură, bine. Acum e rândul meu. Aici vom pune dublurile Laurei și aici a lui Betty. Să vedem ce am de data asta. Wow! Oh! Niște mașinuțe și da. Nu știu ce, iarăși... Ceva, un monstruleț, cred? Un monstruleț. Coala, e coala. Da, sau un leneș mai degrabă. Coala. Hai, Betty.
Și asta o iau eu. Ce drăguț! Uitați-vă cât sunt de drăguțe ale lui Betty! Sunt toate din desene animate! Păi toate! Da. Super! Și nu ai dublure! Decât hai, una! Da, doar una! Și la vreau decât una! Da, deocamdată e egalitate! Da? E egalitate, da! Nu știu ce am aici! Cu câte piese ne-am făcut? Încă... Wow! Nu am dubluri! Nu ai dublori, super! Și ce scrie numele jos. Da, Peter Pan. Super! Îl știam pe asta. Da, eu cred că va trebui să despărțiți un pic piesele voastre. Da, ca să nu le... Deoarece mai sunt încă foarte mulți Mega Popsticks, da? Așa da. Se numesc? Da, Mega Popsticks. Wow! Ce? Și iarăși sunt din desene animate. Ce mă să mi-l doream? Ți-l doreai, super! Chiar sunt curioasă eu ce o să am? Și eu? O dublură, o dublură. Care e dublură? Astea sunt dublure. Deci mi-o dai mie dublura. Și da. O mașină din asta are bețe, dar nu se pune. Nu se pune. Deci Laura deja are două dubluri, prieteni. Că nu se știe cine va câștiga. Nu, dar deocamdată. Oh! Încă nu ai dubluri. Beti încă nu are dubluri. Și nu are, nu, are una. Are una, dar nu acum. Pe toate mi le doream. Ia să vedem ce noroc am eu. Hai să nu fie dublură. Nu, n-am dublură. Nu, super, dar ele totuși sunt foarte variate. Da. Foarte variate. Și cu câte piese ne-am făcut. Cu foarte multe piese. Dai seama ce turn o să facem. Până aici. Mai sus, cred. Da, să nu se vadă deloc. Hai. Dar cu ele poți să construiești numai tu. Frică! Aha! Și ăsta ce cățeluș drăguț și amuzant. Da, și cu sclipici! Ăsta e cu sclipici, e ceva deosebit, cred că e mai răruț. Probabil. Da? Și la tine ăsta e cu sclipici, și Olaf. Și ăsta e cu sclipici, ăsta e cu sclipici, ăsta e cu sclipici. Sunt mai multe cu sclipici. Ăsta e cu sclipici, ăsta e cu sclipici. Hai, două, am trei. Am înțeles. Un vampir! Nu e vampir! Nu? Nu! Nu e vampir! Nu e vampir, eu nu. Important să nu fie dublură. Nu e dublură, dar așa mi se părea că e vampir. Dar nu e vampir! Nu. Pare să fie vampir totuși, Betty. Nu, nu! E cred că ceva din astea cu emoțiile, da? Da. Hai, câte mai aveți? Mai aveți câteva? Hai, hai! Wow! Ce? E dublură? Nu, dar e un Sven! Ren! Dar... Din Elsa! Da. E un Ren din Elsa și iarăși e cu sclipici! Sven! Super! Deci și eu am la fel ca tine cu sclipici. Oh. Nu mai contează! Ce drăguț! Și iarăși nu e dublură! Nu, dar eu deocamdată tot pierd pentru că eu am avut două dubluri, Betty. Dar oricum sunt foarte puține dubluri, eu mă așteptam să avem mult mai multe dubluri. Dar sunt aproape toate diferite. Ce s-a întâmplat? Dublură! Dublură pe Daisy sau cum se numește asta? Da, e Daisy. Daisy. Deci, Betty, suntem la egalitate. Și câteva balonașe. Da. Și câteva balonașe care nu sunt dublură. Și acum deschid pachetul, ultimul pe care l-am ales, să văd dacă am noroc sau nu. Wow, wow, am două zâne. Și nu sunt dubluri? Nu! Wow, ce tare, cât de puține dubluri! Sper să lungă, hai că e decisiv, deocamdată e decisiv. Egalitate. Ia? Nu! Și nu e dublură! Pune-le aici. E egalitate? Da! Deci, prieteni, e egalitate! Laura a avut două dubluri și Betty a avut două dubluri. Și în total câte piese noi aveți? Anumărați. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22.
22, da, într-adevăr. Eu am uitat că mai avem încă unul, dar stați că e doar unul, așa că voi alegeți la care e deasupra și la care e de desubt. Nu e deasupra. Deasupra, da. Nu-l și Laura, și hai să vedem. Ăsta e decisiv. Deasupra e a lui Betty și de desubt e a Laurei. Rupe, rupe să vedem. Să vedem dacă e dublură. Dublură și la Laura? La mine tot ar fi fost dublură. Da? Betty ales. Betty ales și la tine? Și eu am așa un elefant. Care nu e dublură. Nu, nu. Deci, în această provocare, cu o piesă diferență, totuși a câștigat Laura. Da, Betty ales și nici măcar n-am reușit să aleg. Și uitați-vă, prieteni, câte piese noi avem noi aici. Super, sunt foarte, foarte multe și încă mai avem și în turn. Eu cred că Betty și Laura aveți cu ce vă juca acum. Da, cu siguranță. Mai mult Betty, cred. Ce poți să construiești cu aceste piese, Betty? Mașină, pești. Multe. Multe chestii, da? Depinde de imaginație. De imaginație? Adică poți să le roți și așa, să faci roți. Am înțeles. Dar cred că trebuie să fie undeva și careva instrucțiuni, da? Unde ții megapopsurile. Aha, unde în cărțulia aia, da? Da, când o să găsim, o să iau. O să o luăm. Toate sunt așa colorate. Da. Dar și cel mai important, că sunt foarte puține dubluri. Deci, fetelor, v-a plăcut această provocare? Da! A fost foarte interesantă, foarte distractivă și să știți că mi-a plăcut și mie această provocare, nici n-am observat cum a trecut timpul. Nici eu. Dar vouă, prieteni, dacă v-a plăcut provocarea noastră și colecționați și voi mega popsticks-urile acestea, dați-ne like la acest videoclip! Pa! Pa!